Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Mă bucur și eu că m-ați invitat să fiu împreună cu dumneavoastră. Am fost păstor la Biserica Română din Germania o perioadă de timp, dar eu tot român am rămas. Mulțumesc Domnului că sunt la sărbătoarea dumneavoastră aici și îi dau slavă lui Dumnezeu că istoria este în mâna Lui. Vreau mai întâi să fac câteva precizări în legătură cu relația bisericii a doua din Timișoara cu biserica de aici. În primul rând, vă salutăm pe toți în numele Domnului și adunării Domnului din Timișoara, Biserica Baptistă numărul 2, strada Zăvoi 12. Și suntem alături de dumneavoastră în această sărbătoare și sunt reprezentantul acestei biserici, în numele Domnului, da, pensionat, da, ați zâmbit cineva. Biserica a doua din Timișoara, între anii 1962 și 1968, s-a închinat în locul acesta, pentru că localul de acolo a fost închis. Mulțumim Domnului că între timp lucrurile s-au rezolvat și adunarea Domnului s-a mutat din nou acolo. Între anii 1972 și 1976, sediul Comunității Baptiste de Timișoara a fost aici, în locul acesta. Și mulțumim lui Dumnezeu și fraților din vremea aceea care au fost că au susținut lucrarea baptistă din Banat. Între 1974, când am terminat acum 40 de ani seminarul, am fost repartizat ca păstor la câteva biserici române și la două biserici germane. Biserica Baptistă Germană din Timișoara și Biserica Baptistă din Șemlac, Biserica Germană. La Șemlac n-am fost niciodată, aici însă am fost. Între anii 1976 și 1978 am locuit aici, undeva în locuință din spate și mulțumesc și acum Domnului pentru timpul acela. Și am și slujit 2 ani și ceva ca păstor, pentru că biserica n-avea păstor în perioada aceea. A fost foarte frumos. Știți de ce? Frații știau, toți nemții știau bine românește, dar trebuia să vorbesc cu traducător. Deci asta a fost partea frumoasă. Am făcut antrenament în privința aceasta. În podul adunării a fost un depozit frumos de Biblie și de literatură creștină, care l-au adus frații din Germania, așa cum pot să spun, prin anumite surse, și acolo erau așezate și puse la loc, sigur, diferite cărți și literatură creștină în perioada aceea. Am cunoscut în perioada slujirii mele aici, în această adunare, familia Bejenaru, familia Lucaci, l-am cunoscut pe fratele Toic, am cunoscut pe fratele Tony Ettinger și pe alții care nu mai sunt în locul acesta. Era un grup de cântăreți de cor care cântau în adunarea din locul acesta, sora Bejenaru, sora Tarhuna, sora Dobocan. A fost frumos. Ce țin minte un lucru și să-l țineți minte voi în istorie, este că odată, într-un timp de adunare aici, un frate român, că au început să vină mai mulți frați și surori române din zonă, undeva mai în spate, s-a rugat la ora de rugăciune. Doamne, umple adunarea aceasta cu români. Puțin n-a fost în ordine asta și s-a creat așa o anumită reacție, dar astăzi Dumnezeu a împlinit rugăciunea aceea. Aici sunteți români. Domnul să vă binecuvânteze. N-ați vrea să vă rugați, Doamne, acum umple adunarea aceasta cu germani? Domnul să-și facă lucrarea în istorie după voia Lui. Amin. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte din cuvântul Domnului. Știți, cei care sunt în pensie vorbesc câți ani au atâtea minute. Dar nu vă fie teamă. Aș vrea să vă citesc în Evrei, capitolul 10, versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Istoria nu trebuie uitată niciodată.
Dragii mei, creștinismul primar rămâne pildă, rămâne model pentru noi cei de astăzi și generațiile care vin. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt dorește să ne influențeze pe fiecare dintre noi să rămânem pe temelia care a fost pusă de mult. Și aceasta a fost pusă de Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia ne spune, călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc. Iar noi, generația de astăzi și voi, tinerii care sunteți aici, stați, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele drepte. Aș vrea generația de astăzi să croiască cărări drepte pentru generația care urmează. În ce a constat succesul primei biserici, creștinismului de la început? În ce a constat expansiunea și câștigarea sufletelor în vremea aceea și modelul să luăm și noi astăzi? Și enunț câteva puncte care sunt foarte importante. Dacă ne aducem aminte de zilele de la început, să ne aducem aminte de ascultarea primilor creștini. Deviza lor a fost: ascultăm mai mult de Domnul decât de oameni. Amin. Aceasta să stea la temelia viitorului nostru ca și credincioși. Primii creștini erau plini de Duhul Sfânt. Și Biblia ne spune, când se rugau ei, se cutremura locul unde erau. Primii creștini au fost oameni care trăiau în unitate. Toți împreună erau în același loc. Și Domnul să dea unitate în toate bisericile și în adunarea din locul acesta. Primii creștini propovăduiau cuvântul și îl propovăduiau pe Hristos cel răstignit. Și mă rog lui Dumnezeu ca acest adevăr să rămână valabil pentru toate timpul. În orice împrejurare și în orice circunstanță, Dumnezeu poate și vrea să lucreze. Au fost generații care au fost înaintea noastră și am amintit câțiva. A fost și familia Natiuca aici și alții. Unii au mai rămas, alții au plecat. Au rămas lângă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și asta este mare har. Dacă vrem să meargă mai departe istoria noastră, trebuie să facem ce au făcut primii creștini. Au propovăduit pocăința. Ei propovăduiau pe Hristos, dar chemau pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Primii creștini erau oameni temători de Dumnezeu și aceasta se știa peste tot. Trăiau în frică de Domnul și asta era împlinirea datoriei lor de atunci și a noastră de astăzi. Sigur, ne dă prudență în comportare și în trăire. Primii creștini, aducându-ne aminte de vremurile la început, erau prezenți la locul de închinare și Biblia spune, erau nelipsiți de la templu. Doamne, ajută-ne și astăzi să fim și noi. Și primii creștini lăudau pe Domnul din toată inima. Doresc adunării Domnului de aici și tuturor credincioșilor din Timișoara, din România, din Germania, din Europa și din lumea întreagă, ca Dumnezeu să ne ajute să ne aducem aminte de vremurile de la început și să mergem spre viitor cu multă speranță. Amin. Amin.